Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a retras de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 31 octombrie proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călăraș în procent de 7,5% din impozitul pe venit, estimat a fi încasat la bugetul de stat pe unitățile administrativ-teritoriale pe anul 2019. Motivul ar fi unele contestații depuse de primarii PNL. Consilierii județeni PSD au atras atenția președintelui că vor ataca în contencios dacă lista va suferi modificări, iar primarii PSD vor fi afectați. Președintele Iliuță a declarat că proiectul de hotărâre va fi supus votului în cadrul unei ședințe extraordinare ce va fi organizate peste o săptămână. Așa cum ați constatat, pe ordinea de zi sunt înscrise punctul 13 divers. Ea se privind repartizarea sumelor din fondul de 5 de impozitul pe venit, estimat a fi încasat de la bugetul de pe anul 2019. Care este motivul? Trebuie și noi pentru care motiv? Avem niște, să spunem, niște contestații pe bugetul pe primarii noștri PNL și încercăm să le rezolvăm într-o săptămână ca să putem să vă propunem o formulă a repartiției banilor în interiorul PNL-ului. Da, dacă permite, domnule președinte. Da, domnul Samuila. Cred că când ați intrat în mandat, am avut oarecare colaborare privind împărțirea banilor pentru comunități. Acum, nu vreau să cred că de la PNL se simte puțin miros așa de sânge și încercați să decapitați banilorile PSD, pentru că vreau să vă aduc aminte că acești bani nu sunt nici ai PSD-ului, nici ai PNL-ului, sunt banii comunităților strânși și noi doar facem oficiul să îi împărțim către comunități. Eu nu cred că are vreo vină nici comunitatea de, nici comunitățile PSD, nici cele de PNL, ca noi să facem o tergiversare, suntem deja mâine pe mine în noiembrie, acești bani oricum sunt veniți și împărțiți foarte, foarte târziu, nu știu când o să-i cheltuie. Dar vreau să vă mai aduc aminte ceva, că noi, ca și guvern, nu am ținut cont de culoarea politică și cred că știți foarte bine, la fel ca mine, că sunt mai multe primării PNL care au obținut și au fost finanțate lucrări în comunitățile respective, fapt pentru care ne-am atras și o anumită din partea primarilor noștri, dar asta este, noi nu împărțim banii pe criterii politice, da? Dar dacă cumva vreți să modificați lista astfel încât să împărțiți mai mulți bani cu vaterul pe PNL, vreau să vă spun că a doua zi o să contestăm un contencios la prefectură această hotărâre. Vă mulțumesc. Da, domnul consilier, vă dau răspunsul. Nu dorim să împărțim banii politici. Noi am avut, să spunem, un parteneriat pe care cu toții l-am respectat. Un parteneriat care a însemnat să respectăm procentul politic. Noi ținem cont că și în comunitățile unde sunt primari PSD sau primari PNL, avem și oameni care sunt ai PSD-ului sau oameni care sunt ai PNL-ului și toți sunt români și toți sunt călărășeni. Nu vom ține cont și vrem decât să cerem o amânare ca să putem să echilibrăm în interiorul Partidului Național Liberal al conducerii partidului și al primarilor să creăm un echilibru ca să putem să mulțumim marea majoritate a primarilor PNL. De aceea vă solicit o amânare, că va fi o săptămână, o săptămână jumate, dar vă promit că vom face o extraordinară pe ordinea de zi. Prioritate va fi această distribuire, pentru că, exact cum v-ați exprimat și dumneavoastră în cuvântul pe care l-ați luat, timpul e foarte scurt până la 31 decembrie ca să poată să cheltuiască acești bani și vom încerca, conform bugetului, să nu îi repartizăm numai pe dezvoltarea comunității, să meargă pe investiții, să putem să îi repartizăm conform alocației bugetare, să poată să îi cheltuiască și pentru funcționare, și pentru dezvoltare, și pentru asistență specială, dacă va fi nevoie.